altă întrebare. Dacă ai căzut în păcat, binecuvântările promise din trecut de Dumnezeu ți se vor mai da? În primul rând, suportă-ți pedeapsa, luptă-te să scapi de păcat, cum am discutat, și să știi că Dumnezeu, după ce îți expiră pedeapsa, El nu ține mânia pe vecie. Și nu se ceartă fără încetare, spune Biblia. Nu mai poți să ai întregul promis, pentru că parte s-a consumat prin pedeapsă, prin osânda ce ți-a fost dat. Dar Dumnezeu poate încă să mai aibă rezervate pentru tine anumite haruri. Nu mai poți, de exemplu, să fii un slujitor ordinat, pentru că nu mai ai acea imagine bună în societate. Și mai grav decât atât, ești vulnerabil ca slujitor, te lupți cu mai multe duhuri și nu e indicat, e riscant să-l pui în slujbă pe un astfel de om. Dar încă se mai pot păstra în parte binecuvântări. Legat oarecum de aceasta apare o altă întrebare, conform cu Evrei 6, versetele 4-6, dacă cineva cade în păcat de curvie, dar acolo nu scrie de curvie, scrie de orice cădere în păcat, mai are iertare. Și vă citesc, cunosc că în anumite zone ale țării există teoria aceasta că odată un om căzut în păcatul curviei nu mai poate fi reabilitat. Este într-adevăr singurul păcat în trup și care nu se iartă fără pedepse în trup. Dar Biblia nu arată că un astfel de om nu mai poate să fie mântuit. Însă recuperarea, ridicarea va fi foarte grea. Am în minte două cazuri. Unul le spuneam la frați la masă. O femeie a căzut. Au trecut ani și ani și Domnul a vorbit adunării. Duminică va veni între voi un copil, nu mai știu exact cum a fost descris, rănit, năcăjit, ca de pe front, ca din lupte, să-l primiți între voi și la masa mea. Urmau să aibă cina Domnului. Duminica, spre surprinderea lor, a venit acea soră care cu 40 de ani în urmă căzuse în păcat, mi-am amintit. Și din nou iese cuvânt de la Domnul și ca drept dovadă că am iertat-o, mă ating de trupul ei, era gârbova la 90 de grade. S-a îndreptat și plângând, frații au primit-o și au luat cina Domnului cu ei. Nu multe zile mai târziu, am cetat din viață. Deci, iertare există, dar în condiții foarte severe. Am cunoscut un alt caz pe Valea Jiului, iar cineva a căzut și după mulți ani, a venit și a stat pe ultima bancă în adunare și plângea, n-am avut nicio pretenție. Dar Dumnezeu a rostit o hotărâre de iertare după o vreme de pedeapsă și Domnul care este bun s-a îndurat de el. Acum vă citesc din Evrei 6 ca să vă dau răspunsul din Biblie, nu doar din exemple. Scrie de la versetul 4, cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut partași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al Dumnezeu și puterile veacului viitor și nu încercați să faceți împărțială ce sunt aceste categorii, că vă încurcați, și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Vă rog, rețineți. Aici nu este un sfat pentru noi, pentru slujitor, să nu-i primim. Aici este o constatare pentru persoanele în cauză. Unii nu se mai pot pocăi. Faptul că un om se poate pocăi e dovadă că Dumnezeu i-a dat pocăința ca să se mântuiască. Și cunosc astfel de situații în care unii oameni căzuți nu se mai pot ridica. Dau semne, fac o mărturisire, cade iarăși în lupta aceea. Din nou revin patimele asupra lor.
Asta este dovada practică a faptului că cineva nu iertat nu se poate ridica din păcat. Și atunci nu poate fi cazul numai de curvie. Altul nu se poate ridica din lăcomie, altul nu se ridică din minciună și din alte și alte păcate. În mod deosebit, situațiile acestea se asociază cu ceea ce citesc din Evrei, capitolul 10. Este aceeași epistolă, în aceeași idee. Citesc de la versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. În Vechiul Testament, nu-i timp acum, citiți dacă vreți numer 15. Și aici, în versetele următoare, se face legătura cu Vechiul Testament. Nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, spunea Domnul Iisus, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Păcatul cu voia, adică hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru că scrie aici că cine păcătuiește cu voia, versetul 29, batjocorește pe Duhul, adică hulește. Un astfel de om nu poate fi iertat și mântuit. Dar e logic. Pentru că Duhul Sfânt te ridică și El împotrivindu-se Duhului Sfânt, n-are cum să fie ridicat. Duhul Sfânt e Cel care ne dă îndemn de pocăință, care ne dă călăuzirea și puterea de a ne ridica. Asta e dovada și aceștia sunt oamenii care nu mai pot fi aduși la pocăință. Pentru că există o limită a Harului lui Dumnezeu. Asta nu știu eu cât este. Un an, 10. Și cine în perioada asta nu se pocăiește, cât încă vreme Dumnezeu îl așteaptă, Duhul Sfânt îl părăsește, că li s-a împotrivit destul, îi se face vrăjmaș și situație din care nu mai poate fi mântuit. Dar să ne rugăm Domnul să vă păzească de asemenea situații. Amin.